pune, cine pune paiele? Nimeni nu se ocupă de paie. Asta au făcut mai mulți copii voluntari care au venit să se distreze modelând văiugă. Cărămizile au fost modelate din pământul din care este construită mare parte din oraș, iar paiele sau pleava au fost adunate din împrejurimi. Un eveniment foarte frumos, inedit, un eveniment care aduce la oaltă și tinerii copii, după cum se vede, seniorii și bușvabii care au plecat odinioară din această localitate. Este o tradiție pentru noi, ne bucurăm că în cadrul zilelor gimbolene se desfășoară acest eveniment. După cum am spus, poate unii bunicii, nepoții și copii. După munca grea a venit și răsplata gustoasă, picnic în curtea interioară a muzeului Ștefan Iagăr din Jimbolia. Ulterior, turiștii au mers să viziteze casele din Jimbolia și să admire frumusețea bălților din împrejurimi. Cei care cunoaște Jimbolia știți că acest dreptung central este mărginit de așa numitele caule, sunt niște depresiuni, practic. Când au venit primii coloniști, au luat de acolo pământul necesar pentru ridicarea caselor. Și pentru că e foarte cald, o să vă zic pe scurt cum se întâmpla lucrul ăsta. Aduceau pământul în curte, în curte săpau o groapă mai mare, turnau pământul adus din caule în groapa respectivă și începeau să-l frământe cu picioarele. Lucrau și femei, și copii, și bărbați. De obicei, femeile și copiii foloseau jgheaburi de lemn, nu prea aveau găleți de tablă și așa, cu jgheaburi de lemn cărau pământul în zona unde se construia casa. Și casa se construia prin bătaie de cele mai multe ori. Un aspect foarte important și interesant era că camera se construia fără uși și fără ferestre. Evenimentul a fost organizat de Asociația Mai Banat și Primăria orașului Jimbolia, în colaborare cu asociațiile Recul, Colți de Banat și Atelier Terapia.